Întâmplare bizară la Arad, o bătrână s-a trezit cu o mașină avariată în curte. Misterul este cu atât mai mare cu cât șoferul e de negăsit, iar vehicul nu are plăcuțe de înmatriculare. Speriată femeia a dat alerta la 112, iar autoritățile au ridicat mașina din curte. Până acum, polițiștii au reușit să afle că accidentul a avut loc puțin după miezul nopții, însă deocamdată nu i-au dat de urmă șoferului fugar.